Bună tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Investește Simplu. În acest videoclip vreau să ne uităm peste dividendul special propus de OMV Petrom. Am așteptat de ceva timp să fac acest videoclip și iată că a venit prima publicare legată despre un posibil dividend special și vreau să ne uităm în acest videoclip când o să putem să încasăm acest dividend, ce randament o să ai tu dacă vrei să cumperi această companie în momentul de față și ce dividend pot să încasez eu în acest an 2024 per total. Da? Să văd împreună cu voi unde ajung cu dividendele din anul 2024. O să fac asta și pe contul meu, cât și pe contul tatălui meu. În momentul de față, cam așa arată portofoliu. În 18.06, când filmez eu acest videoclip, la aproximativ 139.919 lei. Sunt foarte curios mâine cum va reacționa piața legată de acest dividend. Pentru că această știre a fost publicată astăzi în 18.06, după ce s-a închis piața și sunt foarte, foarte curios cum va reacționa. Vreau să intrăm prima dată pe o nouă îndrumare privind dividendele din partea companiei OMV Petrom. Acest eveniment important raportat este despre o nouă îndrumare privind distribuirea dividendelor. Se preconizează că strategia noastră 2030 va genera un flux de trezorerie extins semnificativ care va susține planurile noastre de investiții și un dividend extrem de competitiv. În acest context, ne actualizăm politica de dividend și oferim o nouă îndrumare privind distribuirea dividendelor. Politica de distribuire este una după cum urmează. OMV Petrom, compania, se angajează să asigure acționarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv pentru un dividend crescător. Asta știm deja că până în 2030 ei se angajează să crească dividendul între 5 și 10%, dar o să vedem imediat, în concordanță cu performanța financiară și necesarul de investiții. Având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a companiei într-un mediu de piață favorabil și la discreția conducerii, ar putea fi distribuite și dividende speciale cu condiția ca planurile de investiții ale companiei să fie finanțate. Compania își menține și în momentul de față acest obiectiv de a crește dividendul de bază cu 5 sau 10% pe an până în 2030. În plus, compania oferă o nouă îndrumare de distribuire a dividendelor totale de bază plus cele speciale, între 40 și 70% din fluxurile de trezorerie din activități de exploatare în fiecare an până în 2030. Asta însemna că, de exemplu, la anul, ei dacă se distribuie un dividend special crescut cu 10%, probabil o să le mai rămână undeva la 1 miliard de lei ca să se poată încadra până în marja aceasta de aproximativ 70% din profitul net care poate să fie distribuit în dividende. Dividendele totale se estimează că vor reprezenta aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie din activități de exploatare în medie pentru perioada 2022-2030, 40% înainte în scenariu de bază privind prețurile. Această politică este una cum nu se poate mai bine pentru acționarii companiei. Sunt foarte, foarte curios dacă mâine, având această știre destul de pozitivă din partea conducerii, va reuși cumva această companie să ajungă la un 80 de bani per acțiune. Pentru că Consiliul și Directoratul crede în continuare că această companie se află într-un domeniu de piață favorabil. Vreau să intrăm acum să vedem exact ce înseamnă acest dividend special și cât poți tu să încasezi per acțiune. Atât în dividend brut cât și în dividend net, ne uităm și peste data de ex-date, înregistrare și data plății. Vedem că propunerea directoratului privind distribuirea de dividende speciale a fost eveniment important de raportat. Pe punctul 2 este convocarea adunării generale ordinare a acționarilor pe data de 25 iulie, când se va vota acest dividend. Având în vedere puterea financiară a companiei în ceea ce privește poziția netă de numerar și profitabilitatea preconizată, directoratul propune un dividend special în valoare brută de 0,03 lei per acțiune, care conduce la o valoare totală a dividendelor speciale de 1,869
miliarde de lei. Da, 1869 de milioane de lei. Acesta ar fi al treilea dividend special consecutiv distribuit de compania OMV Petrom. Această propunere de dividend special menționată mai sus duce compania în 2024 la un dividend total de 0,0713 ca și dividend total, inclusiv dividendul de bază aprobat la adunarea generală a acționarilor, care deja a fost repartizat. Și teoretic se duce într-un randament total al dividendului de 12,4%. Asta clar fiind calculată randamentul în trecut, da? Nu randamentul din momentul de față, pentru data de ex-date de atunci de la adunarea generală, pentru celălalt dividend și în momentul de față pentru acest dividend. Vedem ca și data de înregistrare, care se folosește pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, va fi 12 august, iar ca ex-date este data propusă de 9 august 2024, în timp ce data plății este 2024, bănuiesc că ar trebui să fie aici, chiar dacă este scris 2023. Deci vedem un dividend brut pentru fiecare acționar al acestei companii, care poate fi distribuit la 0,03 lei per acțiune. Asta dividendul brut, cum am spus, o să calculăm imediat dividendul net și cu cât poți tu să mulțești pentru a vedea ce dividend încasezi. Din nou, ca și data de înregistrare este data de 12 august 2024. O să fie într-o zi de luni, de aceea data de ex-date va fi 9 august 2024, ceea ce înseamnă că tu poți să cumperi acțiuni pentru a beneficia de acest dividend până în data de 8-8-2024. Ca să beneficiezi de acest dividend și să îl încasezi în data de 3 septembrie 2024, din nou. Iar acest dividend va fi propus spre vot în 25 iulie 2024. După părerea mea, acest dividend o să fie 100% acordat. Eu mă așteptam la un 0,04 lei per acțiune, dar mă bucur foarte mult că este și 0,03, mai ales pentru că prin acest dividend un pic mai mic ca și dividend special față de ce m-am așteptat eu, realizez cât de conștientă este această conducere a companiei pentru viitoarele investiții. Pentru că această companie investește din ce în ce mai mult în diverse alte surse de energie, atât regenerabilă cât și energie electrică, energie verde, pentru a reuși să fie foarte, foarte competitivă în piață. Și în momentul de față vedem că recompensează acționarii companiei cu un posibil dividend special. Vreau să vedem ce se întâmplă dacă noi o să încasăm un dividend de 0,03 lei ca și dividend brut. O să poți încasa undeva la 0,0276 lei per acțiune în dividend net. Eu în momentul de față dețin 240.969 de acțiuni, după cum vedem și aici sus. O să-l copiez pe acesta și o să-l pun aici jos. Vedem că eu, dacă acest dividend special o să fie aprobat, și eu sincer cred că o să fie aprobat, pentru că după cum vrea OMV Austria, așa se va și întâmpla, având și ei un dividend foarte ridicat anul acesta și clar o să vrea să aibă bani în plus, o să aibă nevoie de cash, o să mai încasez încă 6.650 de lei în dividend net, mare atenție, și pot să mă duc anul acesta la un nou record în dividend de 16.111 lei. Cum îmi place mie să-mi recalculez pe fiecare lună din anul 2024 un venit pasiv de 1342 de lei pe lună și în fiecare zi 44 de lei. Apoi mă duc în zona de oră din fiecare zi a anului 2024 la 1,83 lei. Un lucru foarte, foarte bun pentru mine, dar nu mă așteptam să apară așa repede această propunere. Mă gândeam undeva în iulie, august probabil, dar se pare că avem deja această propunere de dividend special. Și nu poate decât să mă bucure, pentru că realizez cât de importantă este și pentru companie atât să distribuie dividende speciale pentru a mulțumi acționarii, dar sunt și foarte, foarte conștienți de investițiile necesare pentru această companie, în așa fel încât să se dezvolte de la an la an. În momentul de față, prețul per acțiune este de la 0,75 bani per acțiune și o să-l trec aici să vedem ce randament poți să ai tu în momentul de față dacă o să achiziționezi acum OMV Petrom la acest preț.
Dacă o să achiziționezi OMV Petromul acum, în 18.06, să spun așa, pentru că în data de 19, când o să vezi tu acest videoclip, s-ar putea ca prețul per acțiune să crească și să-ți altereze puțin acest randament net. Dacă ai putea să cumpere acțiunea la 0,75 de bani per acțiune, ai reușit să faci un 3,68% ca și randament net. Eu ce vreau să fac în momentul de față este să-mi calculez randamentul în dividend după prețul meu mediu. Eu în momentul de față am prețul mediu la 0,5828 pentru fiecare acțiune, dar vreau să mai adun aceste două randamente în dividend pentru a vedea că anul acesta eu am avut doar în dividend un randament total de 11,26% dacă acesta o să fie distribuit. Da? Și cel mai probabil o să se întâmple pentru că nu este niciun dividend special foarte, foarte mare din partea companiei încât să fie greu de aprobat. Să nu uităm că la primul dividend, dacă nu mă înșel, undeva la 2,6 miliarde de lei au fost distribuiți deja și în momentul de față se vor mai distribui încă 1,8, aproape 1,9 miliarde, ceea ce ne duce în aproximativ 4,4 miliarde de lei, dar ei și-au bugetat un profit de 5,1 miliarde de lei. Da, deci s-ar putea să fie încă pe plus și fluxul lor de trezorerie anul acesta să fie pe plus după foarte multe investiții și după distribuirea de dividend crescut cu 10% plus dividend special. Sincer, aceste randamente ale companiei OMV Petrom pe mine unul mă mulțumesc în acest an 2024, ținând cont că își readaptează politica de dividend prin care s-ar putea să se angajeze an de an la dividende speciale, poate nu foarte mari, depinde cum realizează ei veniturile și profitul net, în așa fel încât să distribuie un aproximativ 50%. Dar din ce am înțeles eu în momentul de față, cam asta ar fi ideea și vedem lucruri foarte, foarte bune în cazul în care vrei să vezi și tu aceste dividende și să-ți pui prețul brut ca să ți se calculeze prețul net și cât o să încasezi tu în contul tău de brokeraj. O să ai toate Excel-urile mele pe zona de membri pentru cine are nevoie, 1,99 de lei pe lună, doar pentru a nu oferi o informație gratis, pentru că dacă este gratis, 100% nu o să o folosești. Vreau să văd în momentul de față și tatăl meu cât o să încaseze în dividend dacă acest dividend special se va aproba. Vedem că are 21.074 de acțiuni și o să le trec aici, 21.074, o să mai încaseze încă 581 de lei, plus ce mai are de încasat sunt șanse ca și portofoliul lui anul acesta să ajungă la un maxim istoric de 30.000 de lei și eu sincer unul mă declar mulțumit dacă o să reușească să ajungă în această zonă, dar asta o să vedem cu timpul. Sunt curios, tu ce părere ai despre acest dividend special din partea companiei OMV Petrom? După cum am spus, eu m-aș fi așteptat la un 0,04, dar mă bucur, sincer, în momentul de față, mult mai mult pentru acest 0,03, pentru că realizez cât de competenți sunt cei din directorat și din administrare pentru a menține stabilitatea companiei și investițiile viitoare. Sper că ți-a plăcut acest videoclip. Dacă da, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal. Vreau să văd în comentarii și ce randament ai avea tu și cât poți să încasezi anul acesta din acest dividend special. Și până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.